Am un pian, de fapt o pianină. Din copilărie o am. Bine, acum nu mai stă cu mine în casă. Dar cert este că acea pianină cred că a venit cu un spirit, pentru că m-a bântuit în apartamentul în care am crescut. Și spun că se leagă de pianină, pentru că numai pe lângă pianină vedeam umbra respectivă. O umbră de bărbat, efectiv o chestie, o siletă neagră cu o pălărie, un cubor mare și cu un parpalac până în pământ, care tot ce făcea era să treacă prin fața pianinei. Într-o dimineață, știu clar că m-am trezit, deci să bag mâna în foc, știu că m-am trezit, că auzeam pe mama cum se pregătește să plece la treabă, auzeam claxoanele de jos din Pantelimon, din șosea, doar că eu nu puteam să mă mișc deloc, puteam doar să respir. Nu puteam să fac, nu puteam nici să urlu, nu puteam. Elena zice că aia a fost o dedublare. Eu nu cred în chestii de astea, cred doar în vampiri și vârcolaci, nu cred în dedublări. Și cred că Batman există pe undeva. Am intrat în casă, era undeva la 10-11 noaptea, deci la 12 urma să fie ziua mea, și am găsit casa jefuită, totul răsturnat, panică maximă, iar apoi am realizat că nu e cățelul în casă. Aoleu, l-au luat pe tot, unde e? Vai! Am început să plâng și după aia au ieșit din dormitor prietenii mei cu cățelul în brațe. Și cel mai tare a fost că mi-au pregătit un tort format din hamburger, cheeseburger, cartofi prăjiți și o lumânare. Băi, cea mai tare farsă care mi s-a făcut mie, n-a fost de fapt o farsă, am crezut eu că a fost farsă, am sperat că a fost farsă până în ultimul moment. Se întâmpla de 1 aprilie când un prieten a plecat cu mașina mea pe autostradă, a făcut o zob și eu credeam că e glumă, înțelegi, până când a ajuns cu platforma în fața casei. Poveste reală.